Timp de o săptămână, sălile mari și înțesate de cărți de la Biblioteca Alexandru și Aristia Aman răsună de glasuri de copii ce l-așteaptă pe Moș Crăciun cu colinde. Au învățat cu drag cele mai frumoase cântece de sărbători și este o încântare să-i asculți. Iată vin colindător, florile tale, iată florile tale, florile tale, și ei vin mereu, mereu, florile tale, și la tine dă-n Dumnezeu, florile tale, florile tale, Dumnezeu adevărat, învățat colindul acesta? Că place. Cum s-a numit colindul pe care l-ai cântat? Florile galbe. Cum? Florile galbe l-am cântat. Florile galbe. A durat mult timp până să-l învățați? Da. Am învățat ușor, le place mult în această perioadă să cânte, să învețe, învață efectiv din mers, le place mult. Ne place să facem cu ei tot felul de activități, să ieșim în mediul apropiat, să vadă cât mai multe lucruri, pentru că din asta învață, din ce văd în jurul lor. Ce să vă spun, sunt încântați, deci de orice ieșire lor le place foarte mult. Știu că la bibliotecă aici sunt... au jucării, au cărți. Au învățat despre tradițiile de sărbători și magia Crăciunului i-a cuprins pe fiecare în parte. E vremea colindelor, iar copiii au arătat cum duc mai departe tradițiile sărbătorilor de iarnă. Drag Moș Crăciun. Că mi-aduce multe cadouri. De ce te aduce cadouri? Că sunt cu minte. Ție de ce te aduce cadouri Moș Crăciun? Pentru că sunt cu minte și mi-e drag de Moș Crăciun. Și pentru ce ai învățat colinde? Pentru sărbare. Rareștu, de ce ai învățat colinde pentru Crăciun? Ca să le spun la sărbare. Și ți-a fost greu să le înveți? Nu. Dar de ce ți-e drag de Moș Crăciun? Pentru că mi-aduce multe cadouri. Am demarat încă de luni, 9 decembrie, cea de-a 7-a activitate a proiectului Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, o activitate pe care am intitulat-o noi în mod sugestiv Colinde, colinde, vremea colindelor, pentru că în esență trebuie subliniat despre colinde este vorba, despre acest capitol de folclor pe care copii mai mici sau mai mari îl promovează la bibliotecă de 10 ani de zile, vorbind despre o activitate la care participă sute de copii, școlari și preșcolari din municipiul Craiova, care alături de bibliotecarii noștri, dar și de învățătorii și profesorii de la clasă, ne bucură la bibliotecă și fac ca timp de o săptămână până joi 12 decembrie biblioteca noastră și toate sălile bibliotecii noastre să răsune de colinde. Repertoriul pe care ne-l propun este unul pe cât de divers, pe atât de bogat în sensuri și emoționant. Ne recită, ne interpretează colinde mai vechi sau mai noi, colinde prin care ne vestesc bucuria nașterii lui Iisus Hristos. Magia Crăciunului se simte și
prin cărți la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. Ultima expoziție tematică din acest an aduce în fața cititorilor cărți despre Crăciun din diferite colțuri ale lumii. Este o expoziție selectivă. Colegii bibliotecari au selectat cărți interesante, atât din literatura noastră, cât și din cea universală. Scopul pe care îl urmărim pentru această ultimă expoziție este acela de a-i stârni pe craioveni, pe cititorii noștri, în ceea ce privește cunoașterea Crăciunului sub toate formele sale, Crăciunului la modul generic. Ne referim aici la datini, la obiceiuri și, în general, la desfășurări care precedă sărbătoarea Crăciunului, atât în țară, cât și peste hotare. Expoziția este organizată în holul central al bibliotecii și poate fi vizitată până luni, 30 decembrie inclusiv. Expoziția de carte cu titlul Magia Crăciunului prin cărți și-a propus să prezinte obiceiurile, tradițiile și maniera în care se sărbătorește Crăciunul în țară și peste hotare.